nu e o glumă, că dacă și ea care îți gândesc la o afacere, la un startup, eu vă asigur că cea mai bună afacere, cum nimeni nu știe că scumpească măștile din cauza COVID-ului în 20 de ori, apoi eu vă asigur că cea mai bună afacere pentru următorul 6 luni, și asta nu e glumă, domnul Mișan, o să fie pentru cei care să pornească de a produce brichete. A cei care nu pot produce brichete să iei, să ocupi, să înceapă uscate zic. Deoarece cei ce ne așteaptă noi, pe noi, în domeniul energetic, este Doamne ferește. Vreau să vă spun că doar pentru luna octombrie, cifra minusul la Moldova Gaz o să fie de 600 de milioane de lei, asta 35 de milioane de dolari pe singură lună. Am calculat asta cu experții, și de la noi, și din altă țară, să primești până la sfârșitul anului cifra va fi de 3 miliarde de lei, dar până la sfârșitul sezonului, până în aprilie, o să fim minus 6 miliarde de lei. Ei spun că oamenii n-au să achite diferență. Deci, acestea 6 miliarde de lei, cetățenii îi vor achita, ele vor fi inclus oricum în tarif. Și Andrei să nu bat cap. Prima. Doi. Energie electrică. 4 miliarde 500 de milioane de kilowatt de energie electrică, care este folosită astăzi la noi, Republica Moldova, pe an, 70% din această energie electrică se produce pe baza gazelor naturale. Adică lumina, astăzi când suntem, 11 octombrie, țineți minte că lumina se va scumpi minimum cu un leu pe kilowatt. Vă dați seama cu un leu la kilowatt, asta iar o să fie încă 4 miliarde 500 de milioane de lei. Eu astăzi am cerut de urgență situația la Feyenoord, la alte structuri implicate în domeniul energetic. Eu n-am reușit să mă pregătesc, dar să ies cu detalii în zilele următoare, dar ce am văzut eu este un lucru foarte urât. Deci, guvernul pur și simplu refuză să cunoască că după ce se vor ridica prețurile la gaz, la noi se vor ridica prețurile absolut la tot. Așa cum ne-au rămas nou cât ceva din industrie, producători mici, Horeca și mai departe. Pe noi ne așteaptă, Doamne ferește, pot să vă spun încă un lucru. Că din, am reușit să dau câteva telefoane în Ucraina și țin de energie electrică, noi putem, domnule Mișan, în foarte scurt timp, știți la ce ne întoarcem? Când eram student la Bălți, cred că, nu știu ce vârstă asta a avut dumneavoastră, 95-2000. Dar țineți minte când s-a prindea lumina pe ore? Da, țin minte acest lucru. Apea că noi cam spre asta mergem. În oraș, mergeau... Astăzi, noi am obținut următorul. Avem astăzi prețuri la benzină ca în Europa, avem astăzi taxe europene, amenzi europene, numai că nu avem salariile și pensiile europene. Sunt în război cu FSB-ul și în război dur. Asta o cunoaște deja, cred că, toată țara. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mergi și să nu discuți cu rușii. De atât că eu am avut o problemă cu unii generali de acolo. Înțelegeți? Și am. Astăzi, ca la oameni să le și cald și cu dracu trebuie să duci la discuție, înțelegeți? Deoarece sunt oameni care nu își vor putea permite achitările facturilor. Să ne sminte, astăzi suntem cifra mie de 4,80 lei pe metru cu... Oamenii nu vor o secundă, domn Mișă, astăzi avem 4,80 lei, prețul mediu, la persoane fizice e un tarif, la persoane juridice altul la gaz. Să ne sminte că o să fie numai puțin de 15 lei. Pe metru cub de gaz. Și eu vă povestesc nu despre 6 și peste 3 ani, dar și ne așteaptă în următoarele luni. Dar tot, la noi astăzi eu oamenii sunt care muncesc, iarna se încălzesc, se împrumut și primăvara lucrează ca să dăie datorile pe lemn. Asta se trebuie în fiecare minister de-o făcut o revizie. La noi se întâmplă. Sunt specialiști care lucrează câte 20 de ani, care au fost scoși din funcții de oameni buni. Specialiști, vorbesc de specialiști tehnici, domnul Mișă, nu vedeți, miniștri, viceministri. Au fost scoși. Oamenii și le-au zis, scriți la partid, la pas, CV-uri și ați vă luăm la lucru. În primul rând, ce înseamnă scrie CV la partid? Trebuie să scrie CV-uri la guvern. Într-a doilea rând, specialiștii au fost dat afară și tot, cum face filia cu stejare, fix așa face azi pasul. Nimeni nici nu le-a răspuns la oamenii care s-au adresat. Și faptul că astăzi pleacă specialiștii și vin aici vecinii studenți ONG-ști, ei doar toată viața trimiteu CV-uri, e că toți miniștrii ei azi, ați vă uitați, uitați-vă la orice CV, ei în viața lor nu au condus măcar cu un chiosc, dar ei astăzi sunt miniștri. Ia ca problema noastră națională, înțeleg?